Bună ziua, prieteni! Câinii sunt prieteni de oameni de mai multe secole. Locuiau acasă, câinii sunt prieteni ai oamenilor cu care se distrează distractiv. Dar dacă servesc în poliție, trebuie să respecte normele și să urmeze comenzile pentru a-și ajuta persoana. Se pare că oamenii pot înțelege în ce ar trebui să se specializeze un câine de serviciu. Când câinele are doar o lună, manipulatorii de câini nu au lucrat niciodată după un șablon. Fiecare câine primește o abordare individuală în funcție de natura sa, iar manipulatorii decid care este cel mai bun mod de a folosi câinele. Cu toate acestea, dacă câinele se dovedește a fi prea prietenos, atunci cariera sa în poliție ar putea să nu fie în viitorul său. Faceți cunoștință cu Gavel, păstorul german din Queensland, estul Australiei. Acest câine a fost expulzat din școala de câini de poliție, deoarece era prea prietenos pentru a lucra în poliție. Da, acest câine nu a vrut să caute droguri ilegale și să prindă criminali. Îi plăcea pur și simplu să se joace cu diferite persoane, mai ales dacă ar fi să-i zgârie urechea sau burta. Deci, ce s-a întâmplat cu ciocanul și cum i-a ieșit viața? Gavin era un câine de serviciu foarte frumos. Așa că a obținut rapid un nou loc de muncă, care a fost un meci mult mai bun pentru el decât cel anterior. Când a avut loc ziua porților deschise la Queensland Government House din Australia, guvernatorul Paul din Jersey le-a prezentat ciocanul participanților drept câine viceregal și a vorbit despre responsabilitățile sale. Ce legătură are Gavel cu noul său loc de muncă? El este responsabil pentru întâmpinarea oaspeților și turiștilor care vin să viziteze rezidenții din Queensland, precum și pentru participarea la ședințele guvernamentale și pentru a veni la întâlniri cu guvernatorul statului. De fapt, devenind ciocan de câine ceremonial, pur și simplu trebuie să rămână el însuși pentru a fi plin de viață, prietenos, afectuos și incredibil de fermecător. Guvernatorul Paul de Jersey a văzut pentru prima oară ciocanul în 2016, când era doar un cățeluș de 10 săptămâni. Cățelușul a apărut în reședința oficială a guvernatorului, deoarece acolo trebuia să fie instruit la Academia Canină. Câteva săptămâni mai târziu, îngrijitorii de câini au ajuns la concluzia că bâlbâitul nu avea abilitățile necesare pentru a lucra în poliție. Iubește prea mult pe străini, preferând să se joace cu ei mai degrabă decât să-i ajute să-i aresteze. Așa că au decis să nu mai predea cățelușul și a fost expulzat din academie. Cu toate acestea, în acest moment, întregul personal al casei guvernamentale, inclusiv Paul în Jersey, se îndrăgostise deja de micul cățeluș și devenise cu adevărat atașat de el. Prin urmare, când guvernul a aflat că cățelușul a fost expulzat din program din cauza prieteniei sale, el a decis să intervină. La începutul anului 2017, Paul de Jersey a aprobat o nouă funcție, câinele și ciocanul viceregal a fost numit în această funcție. Apropo, câinele chiar a semnat un contract cu amprenta labei sale, care enumeră îndatoririle sale de a întâlni și saluta vizitatorii, precum și de a participa la ceremoniile oficiale, purtând uneori chiar și costume la modă pentru câini. Potrivit purtătorului de cuvânt al guvernului Queensland, Gavel s-a instalat rapid în noua sa poziție și a devenit o parte importantă și incredibil de iubită a vieții la reședință. Haltu Jersey vorbește adesea despre viața înghițită pe pagina sa de Instagram. Da, ciocanul a avut cu siguranță noroc. Ceea ce l-a făcut nepotrivit pentru serviciul de poliție i-a permis să aibă un mare succes într-o altă poziție. Următoarea noastră poveste este despre un câine polițist. Deci cariera acestui câine în poliție a fost ceva mai reușită. O fată pe nume Sandra ura zona în care locuia. Dar nu-și putea permite să închirieze un apartament într-un cartier mai bun cu salariul ei mic de chelneriță. Au existat doar două lucruri care i-au permis Sandrei să se simtă cel puțin oarecum în siguranță acasă. Multe încuietori la ușa ei de oțel și un câine ciobanesc german pe nume Urs. Ursul era un câine de poliție pensionat pe care fata a putut să-l adopte datorită unui prieten care lucra pentru autorități. Acest câine matur masiv s-ar fi putut bucura de viața liniștită, dar a rămas totuși ascuțit în situații periculoase. În acea seară, când Sandra se îndrepta către singurul bancomat din zona ei, s-a întâmplat un incident destul de neplăcut. Primul semn de avertizare care a speriat-o pe fata a apărut chiar după colț. Erau mai mulți tipi care erau în mod clar beți. Faceau comentarii puternice despre muzica și mai tare.
Unul dintre băieți a observat-o pe Sandra, iar restul au început imediat să facă glume și comentarii disprețuitoare despre ea. Fata a fost foarte neliniștită și a simțit o dorință puternică de a fugi. A accelerat ritmul pentru a se îndepărta de compania neplăcută. Două blocuri mai târziu, Sandra era pe punctul de a răsufla ușurată, când dintr-o dată a observat ceva ciudat în vederea ei periferică. La început a fost doar o umbră de neînțeles, dar apoi farurile pâlpâitoare iluminau o siluetă de bărbat, era unul dintre aștiți care o urmăreau. Luptându-se de frica ei, fata a ajuns la bancomat cât de repede a putut. S-a ținut ferm de lesa urșilor, iar câinele era deja alert. Un bărbat înalt și o jachetă de piele s-au apropiat de aproape și asta a fost rău. Ei simțea mirosul exact de colni și mirosul de țigări. Arăta ca unul dintre cele mai grave coșmaruri ale ei. Iar misterioasa figură întunecată a fost principalul ticălos din ea. Sandra a început să intre în panică. Tot ce a făcut fata. Din acel moment, din sentimentul de groază, s-a întors spre urs și a rostit un singur cuvânt pentru a proteja ursul trenului deja alert. Și după ce a auzit porunca, a fost imediat gata să-l atace pe om. Se întoarse spre bărbatul înalt. Întregul său corp gata să sară și-a lăsat capul în jos și a scos un mârâit adânc și apoi a lătrat impresionant. Omul sări înapoi surprins. Sandra îl putea vedea acum bine. Arăta ca un motociclist și era mult mai în vârstă, mult mai în vârstă decât tipul pe care l-a văzut înainte. Omul se uită de la înspăimântata Sandra la câinele terifiant gata să-l muște în orice moment. Bărbatul mai făcu câțiva pași înapoi și ridică ascultător mâinile. Îmi pare rău, domnișoară. Nu am vrut să te sperii. Tocmai m-am distras, a spus el arătând telefonul în mână. Frica Sandrei a început să se estompeze puțin, dar nu suficient pentru a-i permite să-și amintească de urs. Nu ar trebui să urmezi fetele așa, i-a spus ea scurt bărbatului. A dat din cap în acord și și-a cerut scuze. El a explicat că pur și simplu mergea la același bancomat. El a adăugat, de asemenea, că nu va putea să se culce bine cu fiicele sale care trăiesc în acest tip de cartier. Apoi a întins Sandrei cartea de vizită și i-a oferit să o ia acasă. Fata și-a retras repede banii și s-a îndreptat înapoi plină de frică. I-a refuzat politicos oferta bărbatului de a o ajuta să ajungă acasă în siguranță, dar intuiția ei i-a spus să-și păstreze cardul. La urma urmei, nu știi niciodată când este posibil să ai nevoie de ajutorul unei persoane bune. Întorcându-se spre apartamentul ei, Sandra se uită la urs. Însoțitorul ei negru și maro, întotdeauna gata să facă totul pentru a o păstra în siguranță, a sunat din nou. Fata îi mângâie câinele după urechi și l-a tratat cu una dintre delicatesele sale preferate pe care le purta mereu în buzunar. Și ursul și-a lins ușor mâna ca răspuns. Fata s-a gândit cât de norocoasă este că are un prieten atât de fidel care o protejează și că nu ar trebui să vadă un potențial inamic în fiecare persoană. Psihologii probabil au dreptate când spun că lumea din jurul nostru este exact așa cum vrem să fie. Cineva pur și simplu trăiește și se bucură de viața lor, în timp ce altcineva nu se simte în siguranță nicăieri și vede o amenințare la fiecare pas. Și asta este tot pentru prietenii de astăzi. Împărtășiți-vă părerile despre videoclipul de astăzi în comentariile de mai jos. Îți place și nu uita să-l împărtășești prietenilor tăi. Mulțumesc pentru vizionare! Ne vedem data viitoare!